Și-a dat aici bună ziua, bun găsit la întrebări pe fond mai înțeleg treaba. Aflați X. Tema, un pic tema. Pentru acasă. Clasa A. Clasa. Și Paulin, te rog. Aflați X, Y, X, Y, Z. Știind că sunt direct proporționale cu numerele. Aflați X, Y, Z. Da. Repetul ăsta de numere. Știind că sunt direct proporționale cu numerele. Direct proporționale, nu așa scrieți? Da. Cu? Cu numerele 0,1, 2,5, 3,5, 2,5, 1,3 și 1,3. Ce înseamnă că o anumită succesiune de numere e direct proporțională cu cealaltă? X este egal cu 0,1, Y. Nu e egal, nu e egal. Nu. Înseamnă că se face o proporționalitate, de aceea zice direct proporțională. Adică, cum e asta în raport cu cealaltă? Va fi egală cu celălalt număr în raport cu celălalt. Deci, de rapoarte, apare o egalitate de rapoarte. Așa este proporție. Da? Deci, de aici, echivalent, asta nu traducea mea, că x supra 0,1. Deci, primul, pe primul, al doi egal cu al doilea, y, pe 2 supra 5, și egal cu z, supra 1 pe 3. Asta înseamnă directa proporționalitate. Deci face o egalitate de rapoarte din la numărător păstrăm pe cele din prima variantă, iar la numărător pe celelalte din a doua. Și că suma lor este egal cu 1. Hei, mai dă încă o informație, așa mai vreau un aer. Nu știam că să mă descurc. Ce să fac? Deci mai am cunoscut că suma lor, deci după directa proporționalitate, m-am și că x plus y plus z egal cu 1. Și că x plus y plus z egal cu 1. Așadar, la directa proporționalitate, mai adaug de desubt că x plus y plus z este egal cu 1. Acestea sunt informații care am la dispoziție. Cum gândiți că voi încerca să fac? Le egalizăm cu un kappa. Deci, șirul de valoarea raportului ăsta, care e aceeași cu acestea, egal cu acestea, egal cu un număr K. Da? Egal cu un număr K. Și atunci, eu pe primul și cu ultimul și zic x supra 0,1 egal cu K. Ultim, da? De aici scoatem pe K. Cu cine este egal K? X-ul, pardon, X-ul. X egal cu 0,1 K. Da? 0,1 K. Pentru că știm că dintr-o egalitate de două fracții, dintr-o proporții, produsul menților egal cu produsul extremelor. Și X-ul egal cu ăsta ori ăsta. Deci X egal cu 0,1 ori kappa împărțit sau zicem supra de asta de aici. 1. Da? 0,1 ori kappa supra 1. Și egal cu 0,1 ori kappa. 0,1 ori kappa. Acum, mă duc la cea de-a doua egalitate. Y supra 2,5 egal cu kappa. De unde rezultă că x, y, va fi egal cu cine pe aici? 2 supra 5, k. 2 pe 5 ori k supra 1 mare în jurul, da? Da. Deci 2 supra 5 ori k. Și z-ul este egal cu... Deci, egal aici mai departe, cu, ai zis, 2 pe 5 ori k. Și mă duc și la urmă, z supra 1 pe 3, egal cu K, adică Z va fi egal cu K, sau 2, 1 pe 3, o fi K.
Și cum am văzut că x plus y cu z face 1, mă duc și locuiesc. Adică loc de x cât cu cât ați găsit? 0,1 în cap. Deci 0,1 plus y 2 pe 5 k ori k plus 1 pe 3 k. 1 pe 3 ori k. Și egal cu cine spunem relația? Egal cu 1. Ei, se zicem că k este peste tot, putem scoate pe k în fața locului și zic k pe lângă k 0,1 plus 2 pe 5 plus 1 pe 3 egal cu 1. Care e echivalența cu? Cum mă scriu pe 0,1? Ca 10, ca... nu, ca 1 supra 10. 1 supra 10, nu? Că punem bilă la dreapta și supra... Dacă ar fi fost 0,01, cum s-ar fi scris 0,01? 1 supra 100. 1 supra 100. 1 supra 100, că-s 20 mare. Dacă ar fi 0,23, cum s-ar fi scris 0,23? 23 supra 100. 23 supra 100. Deci, în clipa asta, în loc de 0,1 k pe lângă 0,1 adică 1 pe 10 plus 3 pe 5 plus 1 pe 3 care e la 1. Și echivalentul. Ce putem face dacă ne uităm pe zaptul fațele astea? La același numitor. Care ar fi numitorul comun? 30. 30 este numitorul comun, care se împarte și la 10, și la 5, și la 3, da? 30 amplificăm pe primul cu 3, pe următoarea cu 7 și în sfârșit asta cu 5, da? Și vine K pe lângă, pun un singur din fracție cu numitorul 30, n-ar vrea să mai pun nici nu mai pe paranteza, nu mai, nu-și mai are rost. Și 3 ori 1, 3, plus 12, 12 plus 10, plus 5, nu? Nu. Da, nu, că trebuie să amplificăm cu 10. Cu 10 trebuie să amplificăm, păi dar nici nu spuneți, am amplificat cu 5. Deci 3, 10 plus la 3, cu 10. Da? Plus 10, egal cu 1. Ceea ce mă duce la varianta K ori 3 și cu 12, 15 și cu 10, 25, supra 30, este egal cu 1. Și da. Da, pentru 5, nu? Da. Și vine echivalent cu? Cu K. Egal cu? Cu 5 supra 6. 5, nu K. K ori 5 supra 6. Mulțit cu 5 supra 6. Da? Da. Egal cu 1, ceea ce conduce la, cum se mulțește două fracții, ca a pe 1 poate să fie aici, nu? Cum se mulțește două fracții? Deci vine 5 ca ori 6 ori 6, 5 ori ca supra 6, egal cu 1. Adică, aici, putem zice 1 pe 1, nu? Da. Și amplificăm și partea asta cu 6, ca să fie aceeași fracție, la, să aibă aceeași numitor. Și ar fi că 5 k-a egal cu supra 6, egal cu 6 pe 6. Nu, că asta e fracția echilibrată 6 pe 6. Și devine 5 k-a. 5 k-a egal cu 6, adică k-a egal cu 6 pe 5. Ei, l-am găsificat. K egal cu 6 pe 5. Noi ce aveam de aflat? Aflați x, y și z. Deci x-ul egal cu cine, y-ul egal cu cine și z egal cu cine. Deci asta erau întrebările. Întrebarea asta era să aflăm pe x, y și z. Cum credeți aflăm pe x, y și z? Înlocuim. Unde? În prima. În care prima? Adică x supra 0,1 egal cu 6 pe 5. Egal cu 6 pe 5? Da, avem deodată. Uite că x e
am 0,1 ori K. O K știut. Deci nu l-am aflat pe K. Și acum zicem X, Y și Z. X egal cu 0,1 ori K. Y pe 2 pe 5 ori K. Da? Adică nu o să mă întorc aici și să egal cu K și să iau pe urmă și pe... Deja ai scos, deja ai făcut de treaba asta. Deci mă întorc la substituții și o să zic că X, avem pe X egal cu 0,1 ori K, unde K-ul l-am aflat. Egal cu 6 pe 5. 6 pe 5. Și egal mai departe cu 0,1 ori 6 pe 5. Și egal cu 0,1 6 pe 5. În loc de 0,1 zic 1 pe 10 supra ori 6 pe 5. Să mai simplifică 10 cu 6 printr-un 2 și aici e 5. Hai să vorbim asta. Era cu 5 și acolo cu 3. Și face pentru final. Altul 3 cu 3. 3, da. Supra? 25. Pentru 25. Deci la găsit X. Pe Y să găsim. Y supra. Y supra 2 pe... Nu, Y egal cu 5. Cine? Cu 2. Cu 2 supra 5. 2 pe 5 ori... Cu 6 pe 5. Egal cu 2 pe 5 ori 6 pe 5. Și egal cu... 12 supra 25. 12 supra 25. Iată, l-am găsit și pe Y, care e 12 supra 25. Albu. Z este egal cu 1 pe 3. 1 pe 3, ori? Ori 6 pe 5. Kappa și egal cu 1 pe 3, ori? Și rezultă cu 6 pe 15. 6 pe 15. Dar 6 pe 3 se simplifică. A, e de-a face treaba asta. Mulțimea. 1 și 2. Și face? 2 supra 5. Deci Z egal cu 2 pe 5. La întrebare. Cât este X, cât este Y și cât este Z? Răspunsul. X egal cu... Iată că am găsit. 3 pe... 3 pe 25. 3 pe 25. Y este egal cu 12 pe 25. Da. Y egal cu 12 supra 25. Și Z egal cu... 2 supra 5. 2 supra 5. Întrebarea este... vedeți? Mi s-a cerut să găsim pe X, Y, Z ca să fie proporționale cu numele ăsta. Vreau să înțelegeți așa. Cum este 1 pe 0 pe 1 față de 2 pe 5? Direct nu. Bine, ca două numele sunt unul mai mic, altul mai mare. Și vă întreb, cum este 0,1 față de imediat de ce sunt 2 pe 5? Cum compară două fracții? Deci, întrebarea este așa. 2, 0,1, vecinul sunt 2 pe 5. Cum compară două numere? O este fracție zecimală și ce este? Transformăm în fracție ordinară. Deci o să spunem, ăsta egal cu 1 pe 10. Pe 10. Față de 2 pe 5. Și le comparăm numitoare și numărătoare. Ei, iată că n-au aceeași numitoare. Ca să facem, o aducem pe a doua la o fracție echivalentă. Ca să fie 10, ar trebui să aducem asta în cu 2. Și va face 4 pe 10. Cum este o cincime, o zecime, 1 pe 10, față de vecina sa 4 pe 10? Mai mică. 1 pe 5, 1 pe 10 e mai mică față de 4 pe 10. Dacă e o zecime față de 4 pe 10. Așa se află și X-ul față de Y. Deci, în mod normal, fiindcă 0,1, deci cum 0,1 față de 2 pe 5 se află în raportul că ăsta e mai mic decât ăsta și ele sunt direct proporționale. Deci sunt direct proporționale cu X-ul și Y-ul, le luam în altă comparație, mai presteam. Trebuie neapărat de aici, trebuie să rezulte, fiindcă 0,1 mai mic decât 2 pe 5, atunci și X e mai mic ca Y. Așa trebuie să se întâmple. Și
Și x-ul trebuie să fie mai mic ca y. Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Cine este x-ul? Mă rog la 3 pe 25. 3 pe 25 trebuie să fie mai mic, dacă nu am greșit. 3 pe 25 mai mic decât 12 pe 25. Ce părere aveți? Este adevărat? Da. E adevărat că la același viitor, e de parcă aș spune că 3 e mai mic decât 3 mai mic decât 12. Adevărat. Deci vedeți? Directa proporționalitate presupune găsirea numerelor. În același acord cum se găsesc astea de aici, x, y, z, în ordinea asta, așa cum se găsesc 0,1, 2 pe 5 și 1 pe 3, tot așa trebuie să găsească x, y și z în aceeași relație, în aceeași formă de dacă 1 e mai mic decât, dacă 2 pe 5 e mai mic decât 1 pe 3, așa trebuie să fie și 3 pe 7. Ia să vedem. Cum o fioare 2 pe 5? Deci ne întrebăm, 2 pe 5, în ce relație se află față de 1 pe 3? 3 pe 5 față de 1 pe 3. Mai mic este 1 pe 3. Ca să răspundem corect, trebuie să aibă aceeași numitor. Prima fică cu 3 și deci pasată cu 3 și pasată cu 5. Și este echivalent cu scrierea lor în acum, cu amplificarea cu 3 face 6 pe 5. 6 pe 15 față de vecina. 5 pe 15. 5 supra 15. Ei, cum se află 6 pe 15 față de 5 pe 15? Mai mare. Cine este? 6 pe 15. Deci, e mai mare asta, da? Da. Se vede că e mai mare. Dar 2 pe 5 era referitor la Y. Iar o treime era la Z. Adică Y-ul trebuie să fie mai mare, deși echivalent aici cum am spus, că Y-ul e mai mare ca Z, datorită direcției proporționalității. Y-ul e mai mare ca Z. Oare așa să fie? Ia să le compară pe Y și cu Z. Echivalent. Dar noi nu știm, dar oamenii, că le-am aflat. Y-ul mi-a dat 12 supra 25, față de, și atât trebuie să fie mai mare, cu 2 pe 5. Ca să fie aceeași numitor, a doua fracție trebuie să o amplificăm cu cât cu? Cu 5. 5. Și de parcă aș spune că 12 pe 25 e mai mare decât 10 pe 25. Și este adevărat. Este adevărat. Deci, atenție! Că, de fapt, asta trebuie să înțelegeți voi foarte bine. Când spunem un șir de 2, 3, 4, 5, 7, numere sunt în această ordine, direct proporționale cu alt șir. Adică, iată, atunci se realizează primul x supra 0,1 egal cu y supra 2,5 egal cu z supra 1 pe 3. Dar tot atât de bine poate să fie și 0,1 supra x și 2 pe 5. Numai în ordinea asta trebuie să facem fracțiile. Da? Deci am multă grijă și tradus în limbaj matematic, asta înseamnă cum se găsește primul față de altul, da? Adică 0,1 față de 2,5 se găsește x față de y. Și atunci, dacă e un cal corect, la sfârșit trebuie să constați acest lucru. Și noi am făcut și verificarea acum. Deci nu e nevoie să facem această verificare care am făcut-o eu aici, ci pur și simplu putem doar să scriem direct la proporționalitate corect. Deci faptul că sunt direct proporționale, formăm șirul de acesta de egalități, aceste egalități, proporția care urmează, și de acum, pe baza unei alte relații care ne se mai dă de autor, reușesc să fac exercițiu. Una din practici este să notăm tot cu un K, toate egal cu un K, și cum îți poate pe fiecare necunoscute, și cu valoarea respectivă ne ducem în relația pe care autorul îl mai dă, și acolo folosim și totul merge perfect. O altă metodă, o altă idee rapidă, a fost așa. Deci ar fi scris x supra 1 pe 10, adică pe 0,1 ne-am scris la x supra 1 pe 10, egal cu y supra 2 pe 5 și egal cu z
Adică cine este Z supra? De 5. Z supra 1 pe 3. Da? Z supra 1 pe 3. Și nu spune egal cu K și să scot pe X, Y, Z în funcție de K, ci conform unei proprietăți, dintr-o șiră egalitate de așa stare, ia șirul de egalități continuu cu egal cu suma numărătorilor pe suma numitorilor. Egal cu suma numărătorilor de X plus Y plus Z supra suma numitorilor, adică 1 pe 10 plus 1 plus 2 pe 5 și plus 1 pe 3. Și egal mai departe, X plus Y plus Z, plus Z este de așa dat de autor, adică egal cu 1, supra suma numărătorilor pe suma numitorilor. Acum, numitorul este sau numele și de fracție, numitorul 30, cum am făcut mai devreme și de data adunarea asta, ne-a dat 25 pe 30, care o să vrea, de fapt, 5 pe 5 supra 6, parte, da? După simplificare, egal cu 5 supra 6. Și egal cu cum se împart două fracții? Asta, împărțit la asta. Înmulțim prima cu a doua, inversată. Și egal cu 6 pe 5. Egal cu 6 pe 5. Și acum eu luăm egalitatea de la început. X supra 1 pe 10. X supra 1 pe 10. Egal cu valoarea asta cunoscută de acum. Egal cu X supra 1 pe 10. Da? 1 pe 10. 1 pe 10. Este egal cu 6 pe 5. De aici X-ul egal cu ăsta ori ăsta, poate la ăsta. Deci X-ul va fi egal cu 6 ori 1 pe 10 ori împărțit, nu? Totul împărțit la 5, parcă. Nu? Adică ăsta ori ăsta, împărțit la 5. Și egal cu 6 cu 10 se simplifică și aici vine cât 3, 6, 2. Și vine 3 pe 2. 3 pe 2. 3 ori 1, 3 supra 2. Înmulțim cu a doua răsturnată, cu 1 pe 5. Da? Și face 3 pe 10. 3 ori 1, 3 supra 10. X-ul egal cu 3 pe 10. Când a dat X-ul mai înainte? 3. 3 pe 25 e o greșeală. Hai să o vedem. Când am simplificat aici, cât a rămas? 3. Și aici, cât a rămas? 5. Când am simplificat, adică prin 2. Vezi? 5. Și atunci vine 3 pe 5 ori 1 pe 5. Și face 3 ori 1, 3 supra 25. Deci X-ul e egal cu 3 pe 25. Așa e corect. Și, urmă, luăm pe a doua. Y supra 3 pe 5 egal cu 6 pe 5. Și Z supra 1 pe 3 egal cu 6 pe 5. Și în felul ăsta, la aceeași răspuns am ajuns. Da. Da? Aceeași răspuns. Asta e important. Dar și mai ușor așa. Mai rapid, da. Da. Deci, asta e deosebirea. Am mai spus-o și în alte ocazii. Noi vedem că s-a cucut, nu merge pe o cale, cealaltă, merge pe cealaltă, la altă cale. Câștigă timp, nu? Prin cea de-a doua idee, că avem numărătorii, cumitorii și găsește rapid răspunsul, decât celălalt muncește, a fiind și el ajutat, dar consumă mai mult timp. Și ieșește transferul. Nu mi-a ajuns timpul. Păi da, l-ai erosit lucrând pe calea mai lungă. De ce trebuie să avem tot timpul la noi, tot felul de variante și alegem pe cea mai... De exemplu, pe exercițiu era consumat o pagină. Ai văzut, da? Da. Și aici, din două, trei relații, rapid ne-am găsit la teme consultări. Da? De ce era? Deosebirea imediat se face. Și cel care lucra pe calea cea mai lungă reclamă foarte insistent că lui le-a ajuns timpul. Și sigur, celălalt a terminat cu multe înainte și se odihnește. Hai să vedem. Aflați X, Y, Z, T. Deci aflați. X, Y, Z, T. Patru ai consultat. Da. Știm că sunt invers proporționale.
proporționale cu numărul. Acestea care sunt invers proporționale. Da. Numerele. 1 pe 2. Cum scrie? I, V sau? I, V, da. I, V. Hai să spui și noi încercuim după aceea. Numai atât? I, V? Da. Atât? I, P. I, invers proporțional. Da. Invers proporțional. Așa, da. Da. Stau și eu scriu la tot scrierea voastră ca să nu intru în conflict cu numerele care... 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 3. 1 pe 3. 0,4. 0,4. Și 0,2. Și 0,2. Fiindcă se întâmplă chestia asta cu 0,0,0 și eu puneam, înainte ce puneam virgulă între ele, da. Acum pun și virgulă ca să se separ, să fac distinții. Așa apare virgulă, dar acolo nu înțeleg unde e numărul și unde e. Deci acum ți-ai 1 pe 2, o treime, 0,4 e a treilea și 0,2 este al... Sau 4 pe 10. Sau 4 pe 10, simplificăm și 2 pe... Și 2,0,2 care înseamnă 2 pe 10, iarăși ușor de scris. Deci, acum, la directa proporționalitate am zis așa. Deci dacă a fost X, mai dai încă relații de loc. Nu mă păram ca și că suma lor este 5. Și că suma lor X plus Y plus Z plus P egal cu 5. E la directa proporționalitate, deci dacă ar fost direct proporțional, dacă X, Y, Z, P ar fost direct proporționale, așadar, direct proporționale cu numerele 1 pe 2, 1 pe 3, apoi 4 pe 10, care înseamnă 2 pe 5, am și scris deodată, nu? Să înțelegi, da? Da. 4 pe 10 înseamnă 2 pe 5, ca simplificat pentru 2 și respectiv 2 pe 10, care înseamnă 1 pe 5. Asta a fost echivalentă cu scrierea, Ștefania, X supra... X supra... 1 pe 2. Da. Egal cu... Y. Y. Supra... 1 pe 3. 1 pe 3. Și egal cu... Z supra 2 pe 5. Supra 2 pe 5. Și egal cu... T supra 1 pe 5. T supra 1 pe 5. Și, mă rog, având și relația asta frumoasă, X plus Y plus Z plus T egal cu 1, am fi continuat. O să vedeți că alte numere găsim la directa proporționalitate, la tot cu inversa proporționalitate. Am fi continuat egal cu suma numărătorilor pe suma numitorilor, relația a doua, așa am spus, să fac. X plus Y plus Z plus T, totul supra, 1 pe 2, plus 1 pe 3, plus, plus 2 pe 5, și plus 1 pe 5, da? Aș fi zis asta. Și egal mai departe cu X plus Y plus Z plus T, cât este acolo, dată relație 5, supra, 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1, 2 pe 5 plus 1 pe 5, numitorul comun este cât aici? Tot 30, o vedem ușor. Și 30 se împarte la 2 și amplificăm cu 15. Aici amplificăm cu cât? Cu 10. Cu 10. Cu 6. Și cu încă 6. Și atunci ar fi fost numitorul comun 30. Și ar fi fost 15 plus 10 plus 6 ori 12 plus 6. Și ar fi făcut 5 supra. Suma 15 cu 10, 25. 37 și cu 6, 43, supra 30, care e egal mai departe cu 5 supra 1, mulțit cu a doua inversată, cu 30 supra 43 și ar fi dat 150 supra 43. Da? Egal cu 150 supra 43. Și aș fi luat x supra 1 pe 2 egal cu 150 supra 43, puteți, da? Deci aș lua pe rând x supra 1 pe 2, x supra 1 pe 2 egal cu 150 supra 43, și de aici scoatem că x va fi egal cu 1 pe 2 ori 150
supra 43, da? 1 pe 2 ori 150, totul împărțit la 43, și din care iau pe x. Pe urmă, tot la y. Y supra 1 pe 2, 3 egal cu din nou 143, z și t și te găsesc pe toate x, y, z și t. Dar la directa proporționalitate. La inversă proporționalitate lucrurile stau altfel. Deci cum avem pe x, y, z, t sunt invers proporționale cu numerele 1 pe 2, respectiv 1 pe 3, respectiv 0,4, înseamnă 2 pe 5 și respectiv 1 pe 5, nu mai scriu relația așa cum o vedeți acolo, ci cu inversa ei. Adică o să spun x egal y egal z egal t egal și jos o să spun nu exact ce găsesc aici, 1 pe 2, ci inversul 1 pe 2. 2 pe 1. 2 pe 1. Deci supra, 2 supra 1 este inversată. Și 3 pe 1. Și 5 pe 2. Și respectiv 5 pe 1. Deci inversele fracțiilor. Deci la directă proporționalitate, ați văzut cum am scris direct așa, și la inversă proporționalitate inversăm fracții. 2 pe 1, 3 pe 1, 5 pe 2 și 5 pe 1. E, dar supra 1 asta e deprisos. De asta putem să lăsăm și așa, nu e nicio problemă. Pentru că egal mai departe cu x plus y plus z plus t, conform proprietății mai sus amintite, totul supra 2 supra 1 plus 3 pe 1 plus 5 pe 2 și plus 5 pe 1. Care face x plus y plus z plus t, știm că este dat de autor ca valoare cât 5, egal cu 5, totul supra. Și acum, numitorul comun între 2 și 1 aici este doar numai 2. Deci am ridicat aici cu 2, cu 2, aici cu nimic și aici cu 2. Și va fi numitorul comun 2. Și vine 2 ori 2, 4, 2 ori 3, 6, adică 10 deodată. 6 cu 4, 10. Și cu 5 cu 10, plus 15. Și face valoarea raportului egală cu 5 supra 25 pe 2. Care înseamnă 5 înmulțit cu inversul. 5 împărțit la 25 pe 2, adică înmulțit cu 2 pe 25. 2 supra 25. Și 5 cu 25 se simplifică și rămâne un 5 jos. Egal cu 2 pe 5. Deci altă valoare. Și el de raport nu mai este ca înainte. Ce ne-a dat înainte? 150 pe 43. E altă valoare, 2 pe 5. Deci numele x, y și z și t vor fi diferite. Ia să vedem. Încerc acum să mă întorc la început. X supra 2. Deci iau x supra 2 pe 1, mai jos, egal cu cât am găsit noi. Egal cu 2 pe 5. Da? Egal cu 2 pe 5. De unde reiese că x-ul egal cu ăsta ori ăsta poate la 5. Adică 2 ori 2, 4. 2 ori 2 supra 5. Și egal cu 4 pe 5. Apoi, y supra 3 egal cu 2 pe 5. Deci care reiese că y va fi egal cu 2 ori 3, 6, 2 ori 3 supra 5. Face 6 pe 5. Da? Z supra cât? Z supra 5 pe 2. Așa este? Da. Egal cu 2 pe 5. Unde este că y egal cu 2 pe 5 ori 2. Sau nu, nu 2 pe 5, 5 pe 2 este. Da, 5 pe 2 ori 2. 5 pe 2 ori 2 împărțit la 5. Și 5 pe 2 ori 2, 2 cu 2 se simplifică.
Și 5 împărțit la 5? 1. 1. X, Y, Z, T. T supra cine acum? T supra... 5 pe 1. T supra... Da, 5 pe 1. Adică T supra 5, pur și simplu. De 5 pe 1 nu are rost. Da? T pe 5 egal cu... Câte? 2 pe 5. 5. În care scoatem pe T. U va fi egal cu 5 ori 2, 10. Supra 5. 10 supra 5 și face 2. 2. Da. Da? Deci iată că am găsit x egal cu răspuns 4 pe 5, y egal cu 6 pe 5, z egal cu cât 1 și t egal cu, 2. Astea sunt valorile cerute de autor. Sigur că și în varianta a doua putem nota cu un K, găseam X, Y, Z funcții de K, inflațional la început, dar eu am optat pentru varianta a doua în care am mărit mult de lucru, nu? Am dat două modalități de rezolvare. Aceea care notam cu K, cum ai spus tu, dar și varianta care am zis egal mai departe cu suma numărătorilor pe suma numitorilor și asta câștigăm mai mult timp. Deci, bani, frate. Ei, hai să vedem, cum între Z și T se compară. Vreau să ne comparăm pe Z cu T. Despre Z și T înseamnă că ne uităm la ultimele două, 2 pe 5 și 1 pe 5. Dacă 2 pe 5 și 1 pe 5 va fi într-un raport ușor de găsit. Deci cum este 2 pe 5? Cum? Se află, adică 2 pe 5 în ce relație față de o cincime? 2 cincime față de o cincime? Mai mare este. Mai mare este, da? 2 pe 5 mai mare. Ei, să știți că între X și Y, între ultimele două, fac referire la Z și T. Z trebuie să fie mai mic decât T. Fiindcă invers proporțional. Deci, nu se respectă sensul. Va fi tocmai invers. Ia să vedem, Z-ul față de pe Z-ul cât este? 2. Z-ul e 1 și T-ul este 2. Doi. Adică și mai spune 1 mai mic ca 2. Adică e aici. Dacă ne dădea invers, dacă aici se sezam că nu dă Z-ul mai mic decât T și dădea Z-ul 3 și T1 sau 2, am spus că am greșit la cap. Deci la directa proporționalitate, cum sunt între numere, se păstrează și între necunoscute din șirul respectiv, la inversa proporționalitate, tocmai invers. Dacă aici intră un sens, între numele, între cele care le aflăm, prin sensul invers. De aceea se numește inversă proporționalitate. Inversă proporțională. Eu v-am arătat și ce înseamnă directa proporționalitate, că focusem anterior. Și am spus că acolo scriem exact X supra ăsta, egal cu Y supra, egal cu Z supra, egal cu T supra. Și am făcut proprietate și găsim pe X, Y, Z și pe la inversă proporționalitate scriem X, Y, Z, dar supra inversele lor. Inversele numerelor ăsta. Da? Și aplicăm proprietățile acolo și găsim pe X, Y, Z și T în final. Și v-am spus care e deosebirea între directă proporționalitate și inversă. La directă proporționalitate, cum se află relația între numerele 1 pe 2, 1 pe 3, 1, 2 pe 5 și 1 pe 5, aceeași relație va fi și între X, Y, Z și T. La inversă proporționalitate, între numele se află un anumit sens de inegalitate, între ele va fi tocmai inversul. Între cele care aflăm, între celul pe care le descoperim, va fi tocmai inversă proporțională. Și acum? 3. Aflați numerele raționale pozitive A pe C, știind că numerele A plus B, B plus C și C plus A sunt invers proporționale. Deci, aflați numele A, B, C,
pozitive, raționale. Științe numerele. O secundă să luăm ceva. Deci cine este A? Egal cu cine? B egal cu cine? C egal cu cine? Ele A, B, C, de unde sunt scritire raționale? Din Q. Da, sunt ele raționale. Pozitive. Din Q plus. Așa. Știind că... În numele. A plus, plusul se pune jos, da? Da. Știind că... Numerele. A plus B. A plus B. A plus B este un număr. Da. De B. B plus C. B plus C e un alt număr. De B. C plus A. C plus A un alt număr. Sunt invers proporționale cu numerele. Invers proporționale. Invers proporționale cu numerele. Și acum dai și eu de numere. 0,3. În perioada. 0,3 în perioada. 0,25. 0,25 în perioada. Nu, a, fără perioada. 0,25, pardon, așa. 0,2. 0,2. Astea sunt cele trei. Da. Nu, nu. Și că A la a treia, ori B la a patra, ori C la a doua, egal cu 72. Și dacă o relație A la a treia, ori B la a patra, ori C la a? La a doua, egal cu 72. C la a doua, egal cu 72. Bun. Eu aș vrea să lucrez la numerele acestea și să le transform. 0,3 în perioadă, care face cât? 3 supra 9. Simplificăm printr-un 3. 1 pe 3. Face 1 pe 3. 0,25 poate fi scris ca fiind cu 25%. Și vine de 1 pe 4. 1 pe 4. Apoi 0,22 pe 10, 1 pe 5. 1 pe 5. Și să le scriu invers. Adică 3 pe 1, nu? Deci, acestea sunt invers proporționale cu astea. Nu, o să-l las așa. Faptul că sunt invers proporționale, ăstea, adică locul întâi A plus B. Deci, A plus B supra egal cu B plus C supra egal cu C plus A supra. Și acum, supra A plus B, ce se pune? Pune exact 1 pe 3 sau? 3 pe 1. 3 pe 1, invers. Adică supra 3 pe 1 egal cu 4 pe 1. 4 pe 1 și egal pe 1. 5 pe 1. 5 pe 1. 1 n-ar vreau să-l mai scrie acum, că sub fracția primitorul 1. Tot atât, da. Da? Asta ar fi tradus faptul că numerele acestea sunt șirul de numere. Locul 1, A plus B, locul 2, B plus C, locul 3, C plus A, sunt invers proporționale, tradus în felul ăsta. A plus B supra 3, B plus C supra 4, C plus A supra 5. Nu mai am relația dată ușor. A trecut a fost A plus B plus C egal cu. Acum nu mai știu pe A, ce legătură îți găsesc între A și B și C. Însă știu că A la A treia, ori B la A patra, ori C la A doua, fac 72. Ce propuneți? Să găsesc o legătură între A, B și C.